Deputatul european Siegfried Mureșan a avut miercuri o intervenție la dezbaterea din plenul Parlamentului European despre statul de drept în România, unde a fost prezent și premierul Viorica Dăncilă. În discursul său, europarlamentarul a subliniat că de 2 ani poporul român se manifestă în stradă pentru valori ale Uniunii Europene, iar oamenii cer justiție, dreptate, stat de drept și bună guvernare. Oamenii ies în stradă împreună cu drapelul Uniunii Europene și întreabă ce poate face Uniunea Europeană pentru noi, iar răspunsul nostru trebuie să fie convingător, trebuie să fim alături de poporul român, să apărăm valorile europene, modul de viață european, asta vrea poporul român, asta trebuie să facem noi, suntem alături de poporul român. Oamenii protestează și împotriva unui guvern condus de Liviu Dragnea, un infractor condamnat de mai multe ori, iar când infractorii fac legi, legile sunt bune pentru infractori, nu pentru oameni. Comisia Europeană, noi, Parlamentul European, suntem alături de popor, apărăm valorile europene și buna guvernare, a declarat deputatul european Siegfried Mureșan la dezbaterea din plenul Parlamentului European despre statul de drept în România.